Criminalul de la Scoarța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Deși bărbatul, care și-a înjunghiat mortal soția, iar mai apoi a încercat să se sinucidă, se află în spital, magistrații au emis pe numele său un mandat de arestare preventivă. Imediat ce va fi externat, bărbatul va ajunge în spatele gratilor, fiind acuzat de omor. Procurorii au stabilit că totul s-ar fi petrecut pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Orbit de gelozie, bărbatul a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat soția de mai multe ori, iar mai apoi a încercat să se sinucidă. Nora celor doi soți a găsit pe aceștia în pat, în locuință și a sunat la 112. Ancheta continuă în acest caz.